26 de polițiști de frontieră din cadrul gărzii de coastă care s-au aflat la bordul navei maritime de patrulare MAI-1104 au ajuns zilele trecute în portul Constanța. Aceștia au finalizat numărul participărilor neîntrerupte aferente anului 2017 ale Poliției de Frontieră Române în cadrul operațiunii Poseidon 2017. Alături de MAI-1104 și navele maritime de patrulare MAI-1102 și MAI-1101 au luat parte pe toată durata anului care tocmai s-a încheiat la această acțiune organizată de agenția europeană Frontex. La bordul lor s-au aflat prin rotație 6 echipaje cu peste 150 de polițiști de frontieră. Scopul acestei participări a fost acela de a oferi sprijin autorităților elene în supravegherea și controlul granițelor maritime externe ale Uniunii Europene. Polițiștii de frontieră români detașați în această zonă și-au trecut astfel în palmare sute de misiuni de patrulare și supraveghere realizate la frontiera maritimă externă a Greciei și peste 20 de acțiuni de căutare și salvare. În total, aproximativ 1800 de persoane, din care mai mult de jumătate fiind copii și femei, au fost salvate de la ânec din apele Mării Egee.